ziua! Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass-mediei, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, de Ziua Internațională Anticorupție, am primit o veste importantă de la Londra. Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, fugarii de justiția moldovenească, au fost sancționați de Guvernul Marii Britanii. Orice active deținute de cei doi în Marea Britanie sau în oricare dintre teritoriile de peste mări ale Marii Britanii, precum insulele Virginia Britanice sau insulele Cayman, vor fi înghețate. Cetățenilor Marii Britanii li se vor interzice toate tranzacțiile economice cu oricare dintre persoanele sancționate. De asemenea, li se refuză intrarea în Marea Britanie. Este încă o lovitură dată cu sprijinul partenerilor noștri, grupării pentru hoție și război, și un semnal foarte clar. Cei care au jefuit țara vor ajunge acolo unde le este locul, la închisoare. Aceste măsuri se referă de asemenea la justiție și restabilirea dreptății pentru oamenii care au fost furați de mai mult timp, dar și la recuperarea activelor de la infractori către oameni care muncesc din greu în această țară și care, de fapt, au câștigat acești bani. Am preluat guvernarea având un mandat clar de la oameni să facem dreptate, să luptăm împotriva corupției pentru a ne putea dezvolta și să construim un viitor european pentru Republica Moldova. La acel moment, schemele de corupție acaparaseră numeroase instituții, iar oligarhii credeau că vor putea fura în continuare. În pofida numeroaselor crize pe care am avut de soluționat, lupta împotriva corupției a rămas mereu o prioritate a guvernului pe care îl conduc. În acest sens, în perioada care a trecut de la instalarea executivului, am început un lung și amplu proces de curățare a justiției, astfel ca acest sistem să devină corect și independent. În luna mai a demarat evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, așa încât în sistem să rămână oameni integri și onești. A fost votată legea care permite condamnarea în absență a fugarilor care au părăsit țara. Hoții și oligarhii care au fugit din Moldova nu vor mai putea scăpa de justiție. După ce vor fi condamnați, autoritățile vor putea să le confiște averile și să întoarcă banii cetățenilor. A fost votată legea inițiată de doamna președintă Maia Sandu, care permite confiscarea extinsă a averilor celor care au furat din bani publici, inclusiv a averilor ascunse la rude. Funcționarii publici și demnitarii trebuie să declare nu doar veniturile, dar și cheltuielile substanțiale suportate, cum ar fi cadouri scumpe, vacanțe, împreună cu membrii familiei, partenerul sau partenera de viață, în țară și în străinătate. Autoritățile noastre îi vor putea identifica pe cetățenii moldoveni care fac evaziune fiscală de proporții și nu plătesc impozite și vor putea întoarce banii la buget. Acest lucru va fi posibil datorită unui acord de schimb de informații dintre Republica Moldova și statele membre ale OECD. La 26 octombrie, vă amintiți, a fost anunțată lista a 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție și interferență în alegeri, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei, constatate de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei Americane. Vlad Plahotniuc și Ilan Șor se regăsesc și în acea listă. Primul se face responsabil de corupție în proporții deosebit de mari, iar al doilea este complice la acțiunile de subminare a statului de drept în beneficiul Federației Ruse. Cercul din jurul corupților și hoților din țară se strânge, iar Republica Moldova merge înainte. Suntem hotărâți să asigurăm toate condițiile pentru ca politicienii corupți să fie investigați. Ca noi toți, îmi doresc ca Moldova să se dezvolte mai rapid și să devină o țară în care valorile și standardele europene să fie realități trăite, nu doar un vis îndepărtat. Și ca noi toți
știu că mai avem o cale lungă de parcurs până acolo. Iar o condiție esențială este să eradicăm corupția la toate nivelurile. Corupție înseamnă a rupe. Atunci când spunem că o parte a societății noastre este coruptă, spunem că este ruptă, că nu își îndeplinește funcția corespunzătoare. Prin aceste măsuri, creăm instrumentele necesare pentru a repara aceste părți rupte ale societății noastre. Nu doar astăzi, ci în fiecare zi, noi toți putem contribui la combaterea flagelului corupției. Să promovăm justiția și dreptatea denunțând orice caz de corupție. Să îi învățăm pe copii de mici că orice act de corupție este inacceptabil și că a da mită sau a oferi foloase necuvenite înseamnă, de fapt, a fura dreptul societății noastre la dezvoltare și prosperitate. Înseamnă a-i fura pe copiii noștri de un viitor mai bun. Vom continua cu aceste eforturi de combatere a corupției și astăzi venim și cu un efort de traducere a sancțiunilor în legislația națională și în continuare îi ofer cuvântul domnului Sergiu Litvinenko, ministru al Justiției, care va face un anunț important. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați reprezentanți a mass-mediei, stimați cetățeni, într-adevăr, în contextul Zilei Internaționale Anticorupției, în contextul știrii care a venit astăzi din partea autorităților Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, vizând sancționarea pentru acte de corupție a lui Plahotniuc Șor, vreau să anunț despre o inițiativă legislativă a Guvernului Republicii Moldova. Este vorba de proiectul de lege care transpune sancțiunile internaționale în legislația Republicii Moldova. Astfel, Ministerul Justiției a elaborat și astăzi cred că va fi transmis spre consultare publică așa numitul proiect al legii Magnitsky-Moldova. Este un proiect de lege complex care a fost inspirat atât din legislația Statelor Unite ale Americii, cât și din statele care anterior deja au transpus legislația Magnitsky în proprie legislație. Vorbim de Canada, Lituania, Marea Britanie. Pe scurt, principalele reglementări ale proiectului legii. În primul rând, proiectul de lege conține prevederi care vor clarifica foarte detaliat care anume persoane fizice și juridice vor putea fi subiectul unor sancțiuni transpuse în legislația din țara noastră. Aici vor fi, în primul rând, persoanele care nemijlocit au fost incluse în lista de sancțiuni internaționale, dar totodată măsurilor sancționatorii vor fi supuse și persoanele care nu au fost incluse nemijlocit în lista de sancțiuni, dar care au anumite legături directe sau indirecte cu persoanele incluse în lista sancțiunilor. Un alt bloc din proiectul legii vizează modalitatea de transpunere în legislația națională a sancțiunilor internaționale. Una din aceste măsuri este că toți cei care vor fi incluși în lista de sancțiuni Magnitsky sau similare, li se vor îngheța toate bunurile deținute în Republica Moldova. Aceasta înseamnă că ei nu vor putea să vândă aceste bunuri, să le doneze sau să le transfere către alte persoane. Administrarea, adică gestionarea curentă zilnică, va putea fi realizată de către persoane desemnate de autoritățile statului Republica Moldova. Cu alte cuvinte, statul va putea prelua administrarea bunurilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor și a persoanelor afiliate acestora. Totodată, va fi interzisă punerea la dispoziție a persoanelor respective a oricăror bunuri, după cum se va putea interzice și furnizarea oricăror servicii financiare către aceste persoane. De exemplu, deschiderea unui cont bancar, efectuarea transferurilor bănești, beneficierea de credite. În ceea ce privește persoanele juridice care vor avea legături cu persoanele incluse în lista de sancțiuni, acestea de asemenea vor putea fi vizate de anumite sancțiuni specifice
care ar trebui în perspectivă să le îngreuneze considerabil activitatea, iar pentru ca acestea să-și poată desfășura activitatea normală și totodată să se conformeze măsurilor restrictive internaționale, ele vor putea să se adreseze către autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru a se numi supraveghetori a acestor companii. În cazul persoanelor în privința cărora au fost adoptate sancțiuni internaționale, cetățeni străini și apatrizi, se va putea aplica măsura de nepermitere de a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, în cazul acelorlași persoane, acest fapt va servi drept temei și pentru anularea oricăror vize eliberate persoanelor date, precum și pentru refuzul de acordare a lor în viitor. Un alt aspect important și de impact conținut în proiectul de lege constă în posibilitatea retragerii licențelor și autorizațiilor companiilor care aparțin sau sunt afiliate persoanelor incluse în lista de sancțiuni. Să luăm ca exemplu mass media și televiziunile. Conform proiectului, de exemplu, Consiliul Audiovizualului va putea retrage licența companiilor care aparțin sau sunt afiliate persoanelor incluse în lista de sancțiuni. Totodată, proiectul prevede că Consiliul Audiovizualului va fi obligat să retragă licența în cazul în care un post de televiziune promovează imaginea persoanei fizice sau juridice incluse în lista de sancțiuni. Alături de aceste măsuri, mai sunt și altele care au un caracter mai specific și despre care nu voi vorbi la această etapă. Este important că pentru coordonarea activității desfășurate de către fiecare autoritate publică, va fi stabilit un Consiliu Interinstituțional de Supervizare condus de prim-ministrul Republicii Moldova și din componența căruia vor face parte conducătorii principalilor autorități cu competențe în domeniu. Deciziile concrete care sunt prevăzute în proiectul de lege vor fi luate de fiecare autoritate responsabilă în parte. De exemplu, dacă vorbim de blocarea tranzacțiilor financiare, aici va fi responsabilitatea Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și a Băncii Naționale. Dacă vorbim de retragerea licențelor și autorizațiilor, acest lucru îl vor face autoritățile care nemijlocit au eliberat aceste acte permisive. De restricția vânzării sau înstrăinării bunurilor, ASP, Agenția Servicii Publice, notarii, avocații, de monitorizarea media și, după caz, retragerea licențelor pentru cei care promovează persoanele incluse în lista sancțiunilor, Consiliul Audiovizualului, de interdicția intrării în țară, Biroul de Migrație și Azil. Proiectul de lege, precum am spus, va fi transmis în ședința secretarilor de stat astăzi. După aceasta, proiectul va fi avizat, consultat. În curând va fi adoptat și de guvern după toate etapele prevăzute și sper ca până la finalul anului acesta să fie adoptat în lectură finală în Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Probabil proiectul de lege va fi disponibil chiar astăzi pe pagina Cancelarei de Stat. Mulțumesc și dacă aveți întrebări. Oksana Bodnar, Publica TV. Vrem să precizăm dacă știm exact ce sume de bani sunt pe conturi și lui Vlad Plahotniuc, dar și lui Elon Shore în Marea Britanie, dacă avem aceste date. Nu sunt aceste date din câte cunosc eu. Dacă puteți să ne spuneți, din 26 octombrie, când a fost anunțată această listă de sancțiuni de Statele Unite ale Americii, ce măsuri exact au fost întreprinse, cum a fost implementată această decizie de a include cele două persoane în lista de sancțiuni? Noi vedem deja finalitate pe anumite subiecte. În primul rând, ați văzut că companii de juriști internaționale cu reputație nu mai lucrează pentru acești fugari.
În al doilea rând, vedem foarte clar că nu se fac tranzacții financiare. Ați văzut că acele elemente plătite despre care a vorbit și mass media nu mai sunt atât de active pe străzile Chișinăului. Deși nu este direct legat de sancționare, dar am văzut și decizia judecății referitor la întoarcerea aeroportului. Deci avem mai multe elemente care deja se întâmplă și în plan internațional și în plan național. Avem și anumite știri despre bunuri confiscate, dar deocamdată deci nu vom da detalii până nu vom avea toată informația disponibilă și până nu vom ști care sunt procedurile. Și vedem foarte clar că aceste sancțiuni vor duce la consecințe și mai importante odată cu transpunerea legislației de sancționare în legislația Republicii Moldova. Da, mai vreau să adaug la întrebarea dumneavoastră. Imediat cum a fost adoptată decizia Statelor Unite ale Americii prin dispoziția Comisiei Situații Excepționale, s-au impus anumite măsuri care țin de verificarea de către autorități, măsuri de precauție, de fapt, se numesc, au fost luate măsuri imediate, provizorii, care s-au implementat și se implementează inclusiv astăzi, dar măsurile concrete și de durată vor fi luate prin această lege despre care v-am vorbit anterior. Domnule Litvinenko, la alt subiect, vreau să ne explicați sau care este poziția dumneavoastră referitor la declarație făcută ieri de Alexandru Stăinoglu, care a cerut demisia dumneavoastră ca urmare a acestor scurgeri, pretinse scurgeri de conversațiile dumneavoastră despre procedură de evaluare performanțelor acestora și precum că dumneavoastră ați fi știut din start cum va fi evaluat și ce va urma mai departe. Eu am răspuns ieri către postul dumneavoastră de televiziune, dar reiterez ceea ce am spus ieri. Nu vreau să comentez declarațiile domnului Stoianoglu, având în vedere că dumnealui este investigat pe mai multe capete de acuzare, inclusiv în partea ce ține de eliberare ilegală, după cum spun procurorii, a liderului unei grupări oligarhice și pentru legături suspecte cu liderul acestei grupări oligarhice. Dincolo de aceasta, eu consider că domnul Stoianoglu are o strategie de apărare și ceea ce a făcut ieri, ceea ce a făcut anterior, sau presupun că ceea ce va face și ulterior, ține de acțiuni care vizează strategia sa de apărare în fața instituțiilor statului. Este dreptul lui și nu are de ce să uzeze de el. Doamna Mătuzoc, președintele CSP, ne-a spus că acest subiect va fi cel mai probabil examinat la o ședință a CSP-ului. A fost examinat sau știți dacă va fi examinat? Care subiect? Solicitarea lui Stăinoglu și declarațiile lui, pentru că el a cerut și demisie unor membri CSP care au participat la evaluare. O întrebați pe doamna Mătuzoc. Sunteți membru CSP. De când să comentez ce îi spune doamna Mătuzoc? Nu, dar sunteți membru CSP, asta vreau. Așa. Da, asta precizare. Și doar o întrebare, dacă ați primit facturile la gaz și cât ați primit și domnul Litvinenko și doamna premier. Vă rog frumos. Eu încă nu am văzut facturile. Încă nu au fost emise facturile. Unele au primit, unele persoane au primit, inclusiv unii colegii noștri. Nu ați primit. Nu am primit, dar eu, de exemplu, fac economie, acum am închis căldura cu totul, pentru că este acceptabil în casă, având în vedere cum este temperatura astăzi. Și ați refuzat compensații, nu veți primi compensații? Familia mea a refuzat compensații. Și dumneavoastră tot, da? Domnule Litvinenko. Ok, asta răspuns. Mersi. Mihaela Tabarcea, ProTV. Vă rog să ne spuneți dacă cunoașteți totuși ce tranzacții au făcut acești doi politicieni în Marea Britanie, dacă au avere acolo sau dacă au vile sau ce bogății mai au în această țară?
Încă o dată am răspuns deja la această întrebare. Odată ce se impun sancțiuni, aceste active ies la iveală când băncile nu mai permit tranzacțiile sau când se descoperă anumite active. Deci nu poate peste noapte să apară această informație. Noi avem indicii de anumite active adiționale despre care nu am știut, despre o posibilă apartenență celor care au fost incluse în sancțiunile SUA, dar încă avem procese care sunt în colaborare cu organele de drept a altor țări. Sunt și alți doi politicieni la Londra, Veceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. Vrem să ne spuneți dacă la ce etapă se află extradarea și dacă de asemenea ar putea fi impuse sancțiuni împotriva lor. Sunt mai mulți politicieni corupți, nu doar aceștia doi, din păcate. Din păcate au fost mulți corupți, spre fericire au fugit, dar vor fi reîntorși cu siguranță și diferiți justiției. Aceste persoane se află într-un proces de colaborare între instituțiile de drept, deci Procuratura Anticorupție este instituția care conduce cu aceste comisii rogatori și procedura durează pentru ca să se asigure independența și corectitudinea acestui proces, dar eu sunt încrezătoare că aceste procese vor fi duse până la capăt și acești oameni se vor regăsi și ei pe liste de sancțiuni sau în procese de judecată pe linia comisiilor rogatorii. Vă mulțumim mult! Mersi mult! Mersi!